Slavă Domnului! Aleluia! Îți mulțumim, Iisuse! Doamne, te primim pe Tine în această seară aici. Îți spunem ca să se facă voia Ta aici. We need you, Lord. Avem nevoie de Tine, Doamne. Holy Spirit, just fall afresh on us tonight. Duhul Sfânt, curge proaspăt peste noi în seara aceasta. Breathe on us tonight. Suflă peste noi în această breathe seară. Life into us. Suflă peste noi viață în această Lord, seară. We thank you, Lord, that we are here. Doamne, îți mulțumim pentru că suntem aici. Sitting at your feet. Stăm la picioarele Tale. Our hearts are open to receive. Inimile noastre sunt deschise ca să primească. Let us have a meeting, Lord, like never before. Lasă să avem o întâlnire cum n-am mai avut niciodată. Let us see signs, miracles and wonders. Să vedem semne și minuni în numele lui Iisus Hristos. Let us be changed in your glory, Lord. Să fim schimbați asemenea slavei Tale, Doamne. We thank you, Lord. Îți mulțumim, Doamne. In Jesus' name. În numele lui Iisus. Amen. Amin. Amen. Amin. Amin. Amen. Amin. Well, praise God. It's great to be back here again. Slavă Domnului, este foarte bine să fiu iarăși aici. Thank you for having us. Vă mulțumesc pentru că ne-ați primit. We love this church. Iubim această biserică. We love Baia-Mare. Iubim Baia-Mare. We love Romania. Iubim România. And we love your pastors. Iubim pe pastorul vostru. They've opened their hearts to us. Ei și-au deschis inimile pentru noi. They've opened their house to us. Și-au deschis casa pentru noi. And they just love us so much. Și ne iubesc așa de mult. And we love them so much. Și iubim și noi așa de mult. So get ready tonight. Așa că pregătiți-vă acum seara. Because we're going to have an exciting time in the Lord. O să avem un timp excepțional în Domnul. The Lord wants to encourage you. Domnul vrea să vă încurajeze. He wants to build you up. Vrea să vă zidească. He wants to show you your true purpose. Vrea să vă arate adevăratul vostru scop. Who you are. Cine sunteți? When you discover your identity, când îți descoperi identitatea ta, you will be launched into a new stratosphere. O să fii lansat într-o nouă atmosferă. In the kingdom of God. În împărăția lui Dumnezeu. So tonight we're going to start this teaching on Proverbs 30:30. O să începem o învățătură pe Proverbe 30:30. And this proverb talks about the lion in you never retreats. The lion. The lion. Vorbește despre leul din voi care niciodată nu se dă în spate. Never. Rar! Yeah. Rar! Rar! The lion in you never retreats. Leul din voi niciodată nu dă în spate. Or in the NET version it says. Which word? The NET, the New English Translation. Există o traducere în NET. It says a lion mightiest of the beasts. Și zice mightiest of the beasts. Vorbește despre leu și zice că este cel mai mare dintre toate animalele. Who does not retreat from anything. Care nu se dă în spate de la nimic. When you are born again. Atunci când ești născut din nou. Jesus, the lion is inside you. Iisus, leul vine înăuntrul tău. And this proverb says he never retreats. Și acest proverb zice că niciodată nu iese afară. He never steps back. Niciodată nu se dă în spate. You see, as Christian people, noi ca și creștini, we always go forward. Întotdeauna mergem înainte. Into the battle. În bătălie. Through the battle. Prin bătălie. With peace. Cu pace. And as the lion roars. Și cum leul scoate sunet, răgnește. He accomplishes everything in our lives. El împlinește totul în viața noastră. He makes every crooked path straight. El face orice cărare strâmbă dreaptă. The lion in you never retreats. Leul din tine niciodată nu se dă în spate. Say this, the lion in me never retreats. Spune asta, leul din mine niciodată nu se dă în spate. Come on, come on, haideți. Come on. Haideți. Okay, that's only this front row, okay? Asta a fost doar rândul din față. The rest. Ceilalți. Okay, 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 okay. Come on. Come on, haideți. Come on. Spuneți. Okay. Amen, amen. Amin, amin. It's the lion in us. Leul din noi. The lion is renowned as being the king of the jungle. Leul este cunoscut ca fiind regele junglei. It has a magnificent image. El are o imagine măreață. It's fearless. Este fără frică.
It's majestic. Este maestos. It's powerful. Este puternic. It's strong. Este tare. It's courageous. Este curajos. It's a leader. Este un lider. Nobody else in the jungle messes with the king. Nimeni din junglă nu se pune cu regele. Because he has an authority. Pentru că el are autoritate. The lion in you. Leul din tine. Has that authority? Are acea autoritate. To take over the dominion in which you live. Ca să ia și să câștige pământul în care tu trăiești. To tear down the strongholds. Să doboare orice întărituri în oraș. To tear down the addiction. Să doboare orice adicție. To break it. Să o rupă. To tear down cancer. Să rupă cancerul. Or sickness. Orice boală. Or disease. Bolile noastre. Everywhere you walk. Oriunde mergi. The lion roars. Leul răgnește. And sets a roar into the atmosphere. Și trimite așa un răgnet în atmosferă. And demons flee. Și demonii fug. So right now in Jesus' name. Și de aceea chiar acum în numele lui Isus. We take our authority. Luăm autoritatea noastră. We allow the lion to roar. Și îi dăm voie leului din noi să râgnească. And we pull down those strongholds. Și dărâmăm acele întărituri. Over our families. De peste familiile noastre. Over this region. De peste această regiune. Because there's more lions in this room. Pentru că sunt mai mulți lei în această cameră. To take over this whole country. Ca să ia această țară pentru noi. The lion in you will never retreat. Leul din tine niciodată nu He will push you. El te va împinge. He will encourage you. Te va încuraja. He'll be there with you. El va fi încurajator. Yes, you can do it. El va spune da, poți. Go and get it. Da, du-te, ia-o. Take it back. Ia-o înapoi. You can do it. Poți să faci asta. I've given you authority. Îți dau autoritate. I place it inside you. I've placed it inside you. Am pus-o în tine, autoritatea. I've given you a vision. Ți-am dat o viziune. And a dream. Și un vis. And I'm in you. Și eu sunt în tine. Helping you to go and get it. Și te ajut ca să mergi să-l împlinești. Amen. Amin. In Revelations 5:5. În Apocalipsa 5:5. If you want to read that, I'm not. In Romanian, yeah? Yeah. Apocalipsa 5:5 zice în felul următor: din scaunul de domnie ieșeau, ăsta e 4. Nu. Da. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Amin. Amen. 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 Amin. You see, Jesus knows the end. Vezi, Iisus, he knows the end. El știe sfârșitul. He's called the lion of the tribe of Judah. El este numit leul din seminția lui Iuda. And it was Jacob on his deathbed. Și a fost Iacov pe patul lui de moarte. When he called in his sons. Când și-au chemat fiii. And he said to Judah. Și a spus lui Iuda. Because he saw him. Pentru că am văzut în el. He recognized who he was. A recunoscut în el cine era. And he said, "You are like a young lion." Și a spus către Iuda, tu ești ca un leu tânăr. And that prophecy was fulfilled hundreds of years later. Și acea profeție a fost împlinită sute de ani peste, după. When during a battle, the lion of the tribe of Judah. Atunci când a intrat într-o bătălie, leul din seminția lui Iuda. Marched into Israel. A mărșuluit în Israel. And won that battle. Și a câștigat această bătălie. And secured all the tribes of Judah. Și a asigurat, a dat o siguranță tuturor triburilor Iuda. And as the tribe of Judah marched in. Și pe măsură ce tribul seminția lui Iuda mărșăluia înainte. It had the lion as its banner. Avea leul ca desen pe steagul lor. You see, the lion is with us. Vedeți, leul este în noi. The lion is in us. Leul este în noi. And he's ready to roar. Și este gata să răgnească. In the natural, in the jungle. În natural, în mod natural, în junglă. When a lion roars. Când un leu răgnește. Its roar is heard within a 5-mile radius. Râgnetul lui se aude într-o rază de 5 mile. You see, it sets the boundary of its territory. Îi setează marginile teritoriului lui. And no other beast can encroach into that area. Și niciun alt animal, niciun altă bestie nu poate să intre în acel teritoriu. Because the power of the roar goes there. Pentru din cauza puterii acelui răgnet. And it marks its territory. Și marchează teritoriul lui. This is mine. Acesta este a meu. No one can come in here. Nimeni nu poate să vină aici. You come in here. Vii aici?
And you're și tu ești. You see, this is the territory. Acesta este teritoriul. And as we go out of here, we take more territory. Și pe măsură ce mergem afară de aici, luăm mai mult teritoriu. And the territory becomes ours. Și teritoriul devine al nostru. The city becomes yours. Orașul devine al vostru. For the kingdom. Pentru împărăție. And there's no retreating back. Și nu există să dai înapoi. It's moving forward. Se mișcă doar înainte. Can you imagine if every Christian in Romania? Poți să-ți închipui ca fiecare creștin din România? Understood the power of that roar. Să înțeleagă răgnetul acestui puterea acestui răgnet. And everybody took their authority within 5 miles radius. Și fiecare din acești creștini din România să-și asume autoritatea în raza de 5 kilometri. That everything would have to submit under your feet. Orice ce s-ar întâmpla acolo să se supună sub picioarele voastre. That you would be healthy. Că o să fii sănătos. Your family would be healthy. Familia ta va fi sănătoasă. Your neighbors. Vecinii voștri. Your friends. Prietenii voștri. Your businesses will prosper. Afacerile voastre vor prospera. That everything within that territory that you had. Tot ceea ce ai în acel teritoriu pe care tu l-ai va înflori and prosper. Și va prospera. This is the promise that Jesus has given us. Aceasta este promisiunea pe care Iisus ne-a dat-o. This is the abundant life. Aceasta este viața din abundență. John 10:10. Ioan 10:10. You know, he has come to give us abundant life. El a venit ca să ne dea viață din abundență. You have abundant life in everything. Tu ai o viață abundentă în toate. So in the kingdom of God we advance. În împărăția lui Dumnezeu noi înaintăm. We pray. Ne rugăm. We get a strategy. Primim strategii. Then we overcome. Atunci după aia câștigăm. We take the land. Luăm pământ. Then we pray again. După aia ne rugăm iarăși. We get God's strategy. Primim strategia lui Dumnezeu. We overcome. Câștigăm iarăși mai mult. Then we take the land. După aia luăm pământ. Then we pray again. După aia ne rugăm iarăși. Then we get God's strategy. După aia iarăși primim strategia lui Dumnezeu. Then we overcome. După aia iarăși înaintăm. Then we take the land. Iarăși luăm pământul. We're going to keep on going this way. We can. That's how we do it. That's how Jesus has given us. Așa facem noi. Așa ne-a arătat Iisus. The authority in the roar to release. Autoritatea în râgnetul de eliberare. You have power and authority. Tu ai putere și autoritate. Each one of you carry power and authority. Fiecare din voi porți cu tine putere și autoritate. And as you walk into an area. Și pe măsură ce intri într-o zonă, într-o. You release that roar. Eliberezi acel râgnet. And the demons in the spiritual realm. Și demonii din lumea spirituală. They can smell when you're coming. Ei pot să miroase atunci când tu vii. They're like hanging on to people and. Ei țin de oameni și fac asta, fac asta, fac asta. And doing this and doing that. Fac asta, fac asta, fac asta. And look at this and. Fac asta. And doing this. Fac asta. And then you come in. Atunci intri tu. And you're walking in just. Și tu intri înăuntru, da? Și era cura batară noi batiara, cubatară noi batiara. And these demons are going. Și acest demon fac. Aaah! And you're going through the cool about the other. Și tu mergi în continuare gândindu-te în alte limbi. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Slavă Domnului. You look great. You're free. Arăți bine, foarte bine, ești eliberat. Hallelujah. Hallelujah. The demons flee. Demonii fug. They can smell you coming. Ei te pot mirosi pe tine cum vii. As you release that roar. Pe măsură ce eliberezi acel râgnet. They understand and they recognize the power of Jesus. Ei înțeleg și recunosc puterea lui Iisus. And as you release Jesus, pe măsură ce tu îl eliberezi pe Iisus, they flee. Ei fug. You have that power inside you. Tu ai acea putere înăuntrul tău. You have been placed here. Ai fost pus aici. To release that roar. Ca să eliberezi acel râgnet. In your family. În familiile tale. În familiile voastre. In your city. În orașul tău. As you walk into a hospital, pe măsură ce intri într-un spital, and you release that power, și eliberezi acea putere, people will be healed. Oamenii vor fi vindecați.
Sickness flees. Boala fuge. In Jesus' name, numele lui Isus este plecată. People will hospitals will be emptied out. Spitalele vor fi goale, vor fi pur și simplu goale. Mental institutions will be, people will be normal. Spitalele de nebuni, oamenii vor, de acolo vor deveni normali. Because of the lion inside you. Din cauza leului care este în tine, Isus. His power. Puterea lui. That flows from you. Care curge din tine. Will change this nation. Va schimba această națiune. It's already changing this nation. Deja schimbă această națiune. It's already started. Deja a început. You see, Jesus knows. Vedeți voi, Iisus știe. He knows why he brought you here. Știe de ce v-a pus aici. He knows what needs to be done out here. Știe ce trebuie să fie făcut aici. He knows who needs to be healed. Știe cine trebuie să fie vindecat. Cine trebuie să fie eliberat. That's why he's called you. De aceea v-a chemat pe voi. That's why he's called you to be here to make the difference in this city. De aceea v-a chemat pe voi să fiți aici ca să faceți o diferență în acest oraș. In this country. În această țară. That is your identity. Aceasta este identitatea voastră. That is who you are. Asta este, aceasta este cine sunteți voi. You're here to create the atmosphere for change. Sunteți aici ca să creați o atmosferă a schimbării. You're here to set the captives free. Sunteți aici ca să eliberați captivii. You're here to bring life to people. Ca să aduceți viață oamenilor. You're here to speak into people's dreams and hopes. Sunteți aici ca să vorbiți în visele și în speranțele oamenilor. The Bible even says that you're here to raise the dead. Biblia chiar spune că sunteți aici ca să învii oamenii din morți. We're here to raise the dead. Suntem aici ca să înviem morții. I haven't done that yet. Încă n-am făcut asta. But I'm looking forward to it. Dar mă uit cu entuziasm înainte ca să fac asta. I'm saying, Lord, come on. Spun, Doamne, haide. I'm ready. Sunt gata. I'm ready to do this. Sunt pregătit ca să fac asta. Not because of what I want. Nu pentru că ceea ce vreau eu. But because Jesus said you can do it. Doar pentru că Isus a spus pentru că tu poți să o faci. He said it so simply. Lay hands on the sick. El a spus așa de simplu. Puneți mâinile peste bolnav, învie oamenii din morți. Cleanse lepers. Vindecă leproșii. You know, it's what we have to do. Este ceea ce trebuie să facem. He has empowered us to do this. El ne-a puternicit să facem asta. How many people here have raised the dead? How many people here have raised the dead? Câți dintre voi ați înviat oameni din morți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, listen. Okay, ascultați. I'm telling you, I'm excited because these are the days. Vă spun, eu sunt încântat pentru că acum sunt zilele. When you and me. Când voi și cu mine. Are going to see the true power of Jesus. O să vedem cu adevărat puterea lui Isus. We're going to see the dead being raised. O să vedem oameni morți înviați. We're going to see miracles happening. O să vedem minuni întâmplându-se. So get ready. Așa că pregătiți-vă. Because Jesus has anointed you. Pentru că Isus v-a uns pe voi. You are anointed because of the power of the Holy Spirit in you. Sunteți unși din cauza puterii Duhului Sfânt din voi. Because the lion in you never retreats. Pentru că leul din voi niciodată nu dă înapoi. Amen. 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 Amin. Hallelujah. Amin. Hallelujah. You know, we have like the counterfeit to Jesus, the counterfeit, the opposite. Opusul, the opposite of Jesus. Opposite of Jesus. Mm-hmm. Opusul lui Isus. In John 10:10. În Ioan 10:10. It says the thief does not come except to steal. Mm-hmm. Hoțul nu vine decât să fure. But Jesus has come to bring life. Dar Isus a venit ca să aducă viață. And life in abundance. Și viață din abundență. You see, the enemy is the counterfeit or the opposite. Vedeți voi, inamicul este opusul. In 1 Peter 5:8, he says. În 1 Petru 5:8. The devil walks about like a roaring lion. Vorbește de, și spune că diavolul umblă ca un leu care râgnește. Seeking who he may devour. Și caută pe cine ar putea să devoreze. And it says he is like a roaring lion. Și spune că este ca un leu care râgnește. You see, we have the lion inside. Vedeți voi, noi avem leul în noi. We have the. Noi avem. The lion. Leul. The devil tries to be like the lion. Diavolul încearcă să fie ca un leu.
And therefore he intimidates, but he tries to be like Jesus. Și de aceea el intimidează. El vrea să fie ca Isus. So he will say, "No, you can't heal." El o să zică, nu poți să vindeci. You're only Mark. Ești doar un Mark. You're only, you know, an ex-drug addict. Ești doar un fost dependent de droguri. And an alcoholic. Un om alcoolist. You will never do that. Niciodată n-o să faci tu asta. You will never raise the dead. Niciodată n-o să învii oameni. You will never heal the sick. Niciodată n-o să vindești tu bolnavi. But then Jesus rises up. După aia, dar în acel moment Isus se ridică. And he says, greater is he that's in me than he that's in the world. Mai mare este cel care este în tine decât cel care este în lume. Mark, you can do all things through Christ. Poți să faci toate lucrurile prin Iisus Hristos care te întărește. You will lay hands on the sick. O să spui mâinile peste bolnavi și ei se vor recupera. Vei aduce viață în acest oraș, în această țară. You will speak into people's lives and change them. Vei vorbi în viețile oamenilor și ei se vor schimba. Because the lion in you will never retreat. Pentru că leul din tine niciodată nu dă înapoi. Jesus is in you. Isus este în tine. He is going to do it through you. El o va face prin tine. He has always been there to do it through you. El a fost întotdeauna acolo în tine ca să facă lucrul. He will do it right now. El o va face chiar acum. And he will do it in the future. Și o va face în viitor. He is the same yesterday, today. El este același ieri, azi și în veci. The lion in you never retreats. Leul din tine niciodată nu dă înapoi. The lion in you never retreats. Leul din tine niciodată nu dă înapoi. The lion in you never retreats. Leul din tine niciodată nu dă înapoi. In Jesus' name. În numele lui Isus. I'm going to ask my beautiful wife to come up and share for a few minutes. O să-i cer soției mele frumoase ca să vină pentru câteva minute aici. This is my princess. Este prințesa mea. Aleluia. 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 Mulțumim. Well, it's so great to be with you tonight. Este așa de bine să fiu cu voi aici astăzi. As you can tell, we've been praying and so excited to come back. După cum puteți vedea, noi ne-am rugat și suntem foarte entuziasmați. And as Mark was speaking, I was just getting so excited in my spirit. Pe măsură ce Mark vorbea, deveneam așa de entuziasmat în duhul meu. Because as Christians, we have to know who we are and who is in us. Pentru că ca și creștini, noi trebuie să știm cine suntem și cine este înăuntrul nostru. And any time as Christians, we make a commitment to the Lord. De fiecare dată când ca și creștini facem un angajament Domnului, or you try to take a step forward like Mark was saying in the right direction. Sau vrei să faci un pas înainte, așa cum a spus Mark, în direcția bună. You can expect fear and intimidation to try to come against you. Poți să te aștepți că frica și intimidarea va veni împotriva ta. But like Mark said, we have power over that spirit. Dar așa cum a spus Mark, noi avem putere peste acest duh. 1 Timothy 1:7. 1 Timotei 1:7. And we know this verse. Și noi știm acest verset. It says God has not given us a spirit of fear. Și spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. But power, love and a sound mind. Ci de putere, de dragoste și de o minte chipzuită. So we have not been given fear, but we've been given power, love and a sound mind. No, nu ni s-a dat frică, ci ni s-a dat putere, dragoste și o minte chipzuită. But have you ever had that experience where you feel strong, you feel like the lion is in you? Dar ați avut vreodată vreo experiență când te-ai simțit puternic, ai simțit că leul este înăuntru tău? But then a situation arises that tries to intimidate you. După aia s-a ridicat o întâmplare sau ceva care vine să te intimideze. Tries to make us forget who we are and who is in us. Încearcă să ne facă să uităm cine suntem și cine este în noi. Sometimes it happens at work. Câteodată se întâmplă la muncă. Sometimes that fear and intimidation can happen at your family. Câteodată această frică și intimidare se întâmplă în familiile noastre. But I want to look at two men in the Bible and how they faced the spirit of intimidation. Dar eu vreau să ne uităm la doi oameni din Biblie și să vedem cum au întâmpinat ei acest duh de frică și de intimidare. First I wanted to look at Elijah. Prima dată vreau să ne uităm la Ilie. And you can read this story in 1 Kings 18 and 19. Puteți să citiți întâmplarea în 1 Împărați 18 și 19. Elijah was a prophet of God. Ilie a fost un profet al Domnului. He had the anointing of God on him. Avea ungerea lui Dumnezeu peste el. Just like you do. Așa cum aveți și voi.
And Elijah was on that mountain, Mount Carmel. Și Ilie era pe acel munte, pe muntele Carmel. And it hadn't rained in 3 years because he commanded it not to. N-a mai plouat de 3 ani pentru că el a poruncit să nu mai ploaie. And he told King Ahab, get all the worshippers of Baal, get all the prophets of Baal. Și el a spus împăratului Ahab, adu-i pe toți prorocii lui Baal. And you know what happened on the top of Mount Carmel, all of the prophets of Baal. Și voi știți ce s-a întâmplat pe muntele Carmel, toți prorocii lui Baal. They came. Au venit. And Elijah built an altar. Și Ilie a construit un altar. They built an altar and they were going to sacrifice. Acești proroci au construit un altar ca să aducă o jertfă. And he said, "Let the God that answers by fire be God." Și el a spus, haide să lăsăm ca Dumnezeu care răspunde prin foc să fie Dumnezeu. Well, we know what happened. Our God answered by fire. Noi știm ce s-a întâmplat. Dumnezeul nostru a răspuns prin foc. He consumed that sacrifice. A consumat acea jertfă. All the prophets of Baal were slain. Toți prorocii lui Baal au fost terminați. And then it began to rain. Și după aia a început să ploaie. Well, so Elijah had a great victory. Ilie a avut o mare victorie. He had just won a great battle for the Lord. Tocmai a câștigat o mare bătălie. But then that spirit of intimidation and fear came at him. Dar după aia acel duh de intimidare, acea frică a venit la el. Through a queen named Jezebel. Printr-o împărăteasă Izabela. And she said, "I'm going to kill you, Elijah." Și a spus, "O să te omor eu pe tine, Ilie." And Elijah forgot who he was. Ilie a uitat cine este. He forgot what God had just done through him. A uitat ceea ce Dumnezeu a făcut prin el. And he ran to the wilderness and he hid in a cave. Și a fugit în pustie și s-a ascuns într-o peșteră. And God met him in that cave. Dumnezeu l-a întâlnit acolo în acea peșteră. And God spoke to him. Dumnezeu i-a vorbit. But God had him pass his mantle on to Elisha. Și Dumnezeu l-a făcut ca el să-și dea mantaua mai departe lui Elisei. So he could have held on to that mantle if he would have obeyed God and faced that intimidation. El putea ca să-și păstreze mantaua în continuare dacă ar fi ascultat de Dumnezeu și s-ar fi împotrivit acelui duh de intimidare și de frică. But he gave into that spirit of fear. He forgot who he was and he lost his mantle. A cedat în fața acelui duh de frică, a uitat cine este și ceea ce a făcut Dumnezeu prin el. I want to look at King David. This is before he was a king. Asta, acum vreau să ne uităm la împăratul David înainte ca el să devină rege. And you can read this in 1 Samuel 17. Și puteți să citiți asta în 1 Samuel 1 Samuel 17. În 1 Samuel 17. And we know what happened. David was a shepherd boy. Și noi știm ce s-a întâmplat. David era un păstor, un băiețel păstor. He was taking care of sheep in the field. Avea grijă de oi pe dealuri, pe câmpii. His father sent him to the battle to check on his brothers. Tatălui l-a trimis în bătălie, la bătălie ca să vadă ce fac frații lui. When he got there, he saw the whole Israelite army was intimidated by one giant. Și când a ajuns acolo, a văzut întreaga armată a Israelului fiind intimidată de un singur gigant. And he said, "What is going to be done for the man who kills this giant?" Și el a întrebat, ce o să îi se întâmple sau ce o să primească cel care o să omoare acest uriaș? And then intimidation tried to come through his brother. Și atunci intimidarea a încercat să vină prin frații lui. And his brother said, "I know the naughtiness of your heart, David." Și frații lui a spus, "Știu răutatea inimii tale, David." And David said, "Isn't there a cause?" Și David a spus, "Nu există un motiv aici?" So he ignored that intimidation from his brother. El pur și simplu a ignorat acea intimidare de la frații lui. He didn't even answer it. He didn't even respond to it after that. Nici măcar nu le-a răspuns după aia. But he continued to press forward. El a continuat să meargă înainte. And he went to king the king. A mers înaintea regelui. And the king tried to clothe him in his armor. Și împăratul a încercat să-l îmbrace cu hainele lui de armată. But he said, "No, this is not my armor. I haven't proved this armor." Și David a spus, "Aceasta nu este armura mea." So we know what he did. He took what was in his hand. Și atunci noi știm ce a făcut. A luat ceea ce avea în mâna lui. Which was a sling. Care a fost o praștie. He picked up those stones. A luat acele pietre. And as the Philistine giant was cursing David. Și pe măsură ce filisteanul uriaș îl blestema pe David. David didn't run from the battle like Elijah. David nu a fugit de bătălie ca și Ilie. But David faced that spirit head on. Și David a înfruntat acest duh de frică. And he said, "How dare you defy the armies of the living God?" Și el a spus, cum îndrăznești tu ca să
blestem armata lui Dumnezeu cel mare. And it said David ran to the battle. Și spune acolo că David a fugit în bătălie, a fugit către bătălie. When a spirit of intimidation or fear comes against us. Când duhul de intimidare vine împotriva noastră, we have to make the choice to remember who we are. Noi trebuie să alegem să ne amintim cine suntem. Remember who is in us. Să ne amintim cine este în noi. And run to the battle. Și să fugim către bătălie. He swung that stone, he killed the giant. El a învârtit acea piatră și l-a lovit pe uriaș. He chopped off his head and he lifted it in victory. I-a tăiat capul și a ridicat-o ca o formă victoriei. And instead of losing his anointing, he was promoted to king. Și în loc ca să-și piardă acea ungere, el a fost promovat și a ajuns rege. So the lion in us never retreats. Leul din noi niciodată nu dă înapoi. We are victorious over that spirit of fear and intimidation. Noi suntem victorioși asupra acelui duh de frică și de intimidare în numele lui Isus. Amen. Amen. Hallelujah. Amin. Hallelujah. That is my wife. Aceasta este soția mea. And for you women who are coming to the women's meeting on Saturday. Pentru voi doamnelor care o să veniți la întâlnirea femeilor de sâmbătă. You are in for a treat. Sunteți aici pentru o petrecere. She's an amazing woman of God. Ea este o femeie minunată a lui Dumnezeu. And I'm blessed to be married to her. Și eu sunt binecuvântat că sunt căsătorit cu ea. I don't mind saying that. Nu mă deranjează să spun asta. Every day I say thank you Jesus. În fiecare zi spun îți mulțumesc Iisuse. You've given me a woman like this. Mi-ai dat o femeie ca aceasta. Amen. Amin. You know, one thing I love about Romania. Un lucru care iubesc despre România. Is the history in this country. Este istoria din această țară. We were talking yesterday with Vali about the history here. Vorbeam ieri cu Vali despre această istorie de aici. You see, there's a spirit in this nation. Vedeți voi, este un duh în această națiune. A spirit that a warrior spirit that will not allow anybody to take over this. Un duh de luptător care nu dă voie ca nimeni să vină aici. A spirit that says no and stops anything from coming into this area to infiltrate. Un duh care spune nu și oprește orice persoană care vrea să vină în această zonă să se infiltreze. This spirit is rising up. Acest duh se ridică. And we're declaring tonight. Și noi declarăm astăzi. That Jesus, you set this place on fire. Set this place on fire. Iisus va da foc acestui loc. Let your spirit rise up in Christians all over this country. Lasă ca Duhul tău să se ridice în creștini peste tot în această națiune. We can see a nation rising up. Putem să vedem o națiune care se ridică. And declaring God's promises over this land. Și care declară promisiunile lui Dumnezeu peste acest pământ. In Jesus' name. În numele lui Iisus. In Colossians 2:15. În Coloseni 2:15. It says, having disarmed principalities and power, he made a public spectacle over them, triumphing over them. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. You see, in another version it says that he made them weaponless. Într-o altă versiune spune că i-a lăsat fără arme. This is what Jesus did on the cross. Aceasta este lucrul ceea ce a făcut Iisus la cruce. He made the devil, he made the demons, everything, he made them weaponless. Pur și simplu, el le-a luat toate armele de la diavol și de la demon, i-a lăsat fără nicio armă. He disarmed them. I-a dezarmat. So what weapons did he disarm? Și atunci ce arme le-a luat Iisus? Well, he took sickness. A luat boala. He took anger. A luat mânia. Rage. Furia. Anxiety. Anxietatea. Worry. Îngrijorarea. Pain. Durerea. Poverty. Sărăcia. The list goes on and on. Și lista merge mai departe, tot așa. He made the enemy weaponless. Pur și simplu l-a făcut pe inamic l-a lăsat fără nicio armă. So the enemy in front of us is like a roaring lion. Deci inamicul dușmanul din fața noastră este ca un leu care râgnește. Totally weaponless. Fără nicio armă. Just
doing this. Doar face asta. You know, the Lord gave me an example of what this means. Domnul mi-a dat un exemplu despre ceea ce înseamnă asta. And he showed me the situation in a bank. Și mi-a arătat situația in a bank. Money? Yes. Mi-a arătat situația ca într-o bancă. And this robber or thief went in to rob the bank. Și un hoț a intrat în această bancă ca să o fure, ca să. And he ran up to the teller, the bank teller. Și a mers la cel care conducea banca. And he said, "Give me the money. Give me the money. Put the money in the bag right now." Și a zis, "Dăm banii, pune banii în plasă, chiar acum, pune banii în plasă." And she is like, "Ah." Și femeia îi give the money. She gave the money. I-a dat toți banii. Because she's been trained. Pentru că ea a fost antrenată. And told. Și i s-a spus that when somebody comes into the bank. Că atunci când cineva intră în această bancă, that looks threatening. Care arată amenințitor. Just give them the money. Dă-i toți banii. And she's seen on TV. Și a văzut la televizor. What happens on the TV when a thief comes in and starts shooting? Ce se întâmplă atunci când un hoț intră într-o bancă și el poate să înceapă să tragă? He shoots bang 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 bang. Și a văzut. So she's been programmed. Și ea a fost programată to expect ca să se aștepte the worst. La cel mai rău caz, în cel mai rău caz. But you see, the enemy is weaponless. Dar vedeți voi, inamicul nu are nicio armă. He doesn't have any guns. El nu are pistoale, nu are una armă. So he comes into the bank like this with a finger. El vine în bancă așa cu un deget. But because the person is so programmed and frightened. Dar din cauza că persoana a fost așa mintea ei a fost așa programată și așa i s-a setat ei. They imagine ea își închipuie that's a gun. Că este un pistol. And the devil comes out again of the bank. Și diavolul iese afară din bancă. And he goes. Și merge. That's so easy. Așa a fost de ușor. These people are so easy to rob. Oamenii aceștia sunt așa de ușor ca să îi fur. Even the Christians. Chiar și creștinii. They just hand over stuff to me. Ei doar îmi dau toate lucrurile mie. I just have to say, look at that pornography. Eu doar trebuie să spun, uite-te la acea pornografie. And they look. Și ei se uită. I say, you've got a sore back. Oh, te doare așa de tare spatele, eu spun. And they have a sore back. Și ei au un spate în durere. You're going to lose your job. Oh, să-ți pierzi munca. You're not going to be able to pay your rent. N-o să fii în stare să-ți plătești chiria. You'll never get a house. Niciodată n-o să ai o casă. And this is what the enemy does. Și asta este ceea ce face inamicul. So the next time you see the enemy coming at you. Data viitoare când o să vezi pe inamic că vine la tine. With this. Cu asta. You take his finger and you break it. Iei degetul și îl rupi. Because he's weaponless. Pentru că nu are nicio armă. He's no more weapons, are he? El nu are nicio armă la el. Jesus did it on the cross. Iisus le-a luat la cruce. All the weapons. Le-a luat toate armele. He took all the sickness. Le-a luat toate bolile. Toate He took all the poverty. Toată sărăcia. So you could live. Ca tu să poți să trăiești într o viață de abundență. So you could live free. Ca tu să poți să trăiești liber. Freedom. Libertate. Chains are broken off. Lanțurile sunt rupte. Chains of poverty are broken off. Orice blestem de sărăcie este rupt. Sickness and disease are broken off. Bolile și durerile sunt rupte toate. The lion in you never retreats. Leul din tine niciodată nu dă înapoi. He always advances. El întotdeauna avansează. Always moves forward. Întotdeauna se mișcă înainte. Always takes territory. Întotdeauna ia mai mult și mai mult teritoriu. You go from glory to glory. Tu mergi din glorie în glorie, din slavă în slavă. Every year. În fiecare an. We're accomplishing more in the spirit. Noi facem mai mult în lumea spirituală. We're going from glory to glory. Mergem din slavă în slavă. We're achieving amazing things. Facem și reușim să facem lucruri mărețe. When Jesus walked on the earth. Atunci când Iisus a umblat pe acest pământ, he never retreated. El niciodată nu s-a dat în spate. Never retreated. Niciodată nu s-a dat în spate. He walked from village to village. El a umblat din sat în sat. He'd go and he'd pray. Mergea, se ruga. Lay hands on the sick. Își punea mâinile peste bolnavi. Watch them recover. Îi vedea cum se recuperează. There were Pharisees and Sadducees. Farisei și saducei. Who would always go, "Who are you?" Întotdeauna mergea, "Hei, cine ești tu? What authority have you? Ce autoritate ai tu? Call yourself the son of God." Numești pe tine fiul lui Dumnezeu? So he was confronted.
El era confruntat în fiecare zi. Daily, multiple times every day. De multe ori în fiecare zi, de mai multe ori într-o zi. But he knew who he was. Dar el știa cine este. He was the original lion. El era leul din original. He knew his power and authority. El își cunoștea puterea și autoritatea. In Luke 10:19. În Luke 10:19. It says we have been given that same power. Spune că noi avem aceeași putere. It's in us. Este în noi. Everything has to submit under our feet. Totul trebuie să se supună sub tălpile picioarelor noastre. I have given you power and authority. V-am dat putere și autoritate. On snakes and scorpions. Să călcați peste șerpi și peste scorpioni și să peste toată puterea vrăjmașului. And nothing shall by any means hurt you. Și nimic nu vă va vătăma. Nothing. Nimic. We can take over the world. Putem să cucerim lumea. Let's start taking over Baia Mare first. Haideți să începem să cucerim Baia Mare. But we can take over the world. Dar noi putem să cucerim și lumea. We can bring life to people. Putem să aducem viață oamenilor. Speak hope. Să vorbim speranță. The power inside you is so amazing. Puterea din tine este așa de uimitoare. The lion in you is waiting to roar. Leul din tine este gata să râgnească. We want to encourage you tonight to bring up that roar. Vrem să vă încurajăm astăzi seară să aduceți acel râgnet. To allow the Holy Spirit. Să-i dați voie Duhului Sfânt. That lion. Acelui leu. To come up. Să iasă afară. To rise up. Să se ridică. To let it roar into the atmosphere. Să lăsați să râgnească în atmosferă. And to break off every chain. Și să rupă orice lanț. In Jesus' name. În numele lui Isus. You see, the lion makes you brave. Vedeți voi, leul te face îndrăzneț. You're brave. I am brave. You are brave. The lion makes us brave. Leul ne face îndrăzneți. Taking back land. Luăm înapoi pământ. You need boldness. Ai nevoie de curaj, de tupeu. When these guys go out onto the streets. Când frații noștri merg pe stradă. And share with people. Și împărtășesc cu oamenii. It takes bravery. Ai nevoie de curaj. We have to get, you know, the Holy Spirit and to give us the boldness. Trebuie să ne conectăm la Duhul Sfânt ca el să ne dea îndrăzneală. To have a church. Ca să avem o biserică. It takes boldness. E nevoie de îndrăzneală. It takes bravery. E nevoie de curaj. Sweat and tears. Transpirație și effort. Efort. You know, getting up early in the morning. Ca să te trezești dimineața de vreme. Going to bed late at night. Să mergi seara târziu în pat. Because you're taking back territory. Pentru că tu ce faci, iei înapoi teritoriul pe care inamicul. You're taking back territory from the enemy. Iei înapoi teritoriul de la inamic. You know that he doesn't have any weapons on us. Tu știi că el nu are nicio armă împotriva noastră? But it still takes us to get up and to go. Dar totuși e nevoie ca noi să ne ridicăm și să mergem înainte. We have to go and to share the gospel with people. Noi trebuie să mergem și să împărtășim evanghelia cu oamenii. The lion in us gives us that boldness to do it. Leul din noi ne dă acea îndrăzneală ca să facem acest lucru. Even the opposition. Chiar dacă vine opoziție. Asta o să vină. But you see, through prayer we can break down that. Dar vedeți voi, prin rugăciune putem să rupem aceasta. Tear it down in the heavens. Pur și simplu să o tragem jos. Amen. Amin. In Romans 8:28. Romani 8:28. This is the hope we have. Aceasta este speranța pe care o avem noi. And it says, let me read it out first. Yeah. It says, and we know that all things work together for good for those who love God, to those who are called according to his purpose. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. You know, there's nobody I know more brave than your pastor. Din câți oameni cunosc eu, nimeni nu este mai îndrăzneț ca pastorul vostru. He is brave. El este îndrăzneț. He is bold. El are tupeu. He is courageous. Este curajos. He is a pioneer. Este un pionier. He has the heart of Jesus. Are inima lui Isus. He has the love of the Father. Are dragostea Tatălui. God has placed him here. Dumnezeu l-a pus aici. To have you as with him with a vision.
ca să vă aibă pe voi împreună cu el, ca să aveți împreună o viziune. To take over more land. Să luați mai mult pământ. To reach more people. Ca să câștigați mai mulți oameni. To bring life to more people. Să aduceți viață mai multor oameni. Să aduceți speranță oamenilor. This is your time. Acesta este timpul vostru. Jesus has placed you here. Iisus v-a pus pe voi aici. In this time frame. În această perioadă a timpului. A sliver of time in the whole world, o mică perioadă din marea dimensiune a timpului, to make a difference. Ca să faceți o diferență. The lion in you will never retreat. Leul din voi niciodată nu va da înapoi. The lion in you will never retreat. Leul din voi niciodată nu va da înapoi. And he is going to accomplish. Și el va face pentru voi everything that he set out to do. Totul ce a spus că va face. Because his word does not come back void. Pentru că cuvântul lui nu se întoarce înapoi fără rod. You see, it accomplishes everything. El face totul ceea ce a zis. The plan. Planul. For your lives. Pentru viața ta, pentru viețile voastre. Is incorporated in the bravery. Este incorporat, este pus împreună cu în această îndrăzneală. And the lion. Și în acest leu. And the release. În eliberarea. And the gospel being preached. Și în evanghelia care este predicată. In Jesus name. În numele lui Isus. I think we're going to just I just want everybody to stand for a minute. Aș vrea să vă rog să vă stați în picioare pentru un minut. I want us to see ourselves. Vreau să ne vedem pe noi înșine. See ourselves as how God sees us. Să ne vedem cum ne vede Dumnezeu. See ourselves that we're people with a new identity. Să ne vedem ca un popor cu o identitate nouă. That we're part of the kingdom. Că facem parte din împărăția lui. That we're royal sons and daughters. Că suntem fii și fiice de împărat. That we have power and authority. Că avem putere și autoritate. See the power that we have inside us. Uită-te la puterea pe care avem noi în noi. The lion inside us. Leul din noi. It's ready. El este gata. It's saying like, send me. El doar spune, trimite-mă. Show me. Arată-mă. I'm ready. Sunt gata. I'll help you. O să te ajut. I'll encourage you. Eu te voi încuraja. I just need your legs. Doar am nevoie de picioarele tale. I just need your arms. Am nevoie doar de mâinile tale. 3 feet away. Doar de un metru. That's how far. Așa de departe. Anybody's miracle is. Așa de departe este minunea și miracolul fiecărui om, un metru distanță. The kingdom of God. Împărăția lui Dumnezeu. Is this much away from anybody? Este la această distanță de fiecare. We went out onto the streets last night. Am mers aseară pe străzi aici în Baia Mare. With Adi and a few of the team. Cu Adi și cu câțiva din echipa lui. And we prayed for people. Ne-a rugat pentru oameni. And we saw amazing things happen. Și am văzut lucruri minunate întâmplându-se. Salvation. Mântuire. Healing. Vindecare. People filled with the Holy Spirit. Oameni umpluți cu Duhul Sfânt. We're 3 feet away from anybody. A fost la un metru distanță de fiecare din noi. There's a scripture that says in Genesis 13:17. Există un verset din Geneza 13:17. Get up and walk the land, for I will give it to you. Ridică-te și umblă pe acest pământ pentru că eu ți l-am dat ție. Get up and walk the land, for I will give it to you. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat că ți-o voi da ție. Get up and walk the land, for I will give it to you. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat că ție ți-o voi da. Jesus has given you this land. Iisus îți dă ție această țară. He's given you acest this pământ. Nation. Îți dă această națiune. To take back. Ca să iei înapoi. Take back from the enemy. Să iei înapoi de la inamic. Because the lion in you will never retreat. Pentru că leul din tine niciodată nu and va da înapoi. He will not stop. Și noi nu vom fi opriți. Until he accomplishes. Și el nu va fi oprit până când nu va împlini ceea ce
este chemat să facă. Because greater is he that's in you. Pentru că mai mare este cel care este în tine. Than he that's in the world. Decât cel care este în lume. You can do all things. Poți să faci toate lucrurile prin Hristos Iisus. Who strengthens you. Care te întărește. There's nothing impossible. Deci nu există nimic prea mare, nimic imposibil pentru tine. You can do all things. Poți să faci toate lucrurile. If God is for you, dacă Dumnezeu este pentru tine, cine you? Poate fi împotriva ta? Nobody can be against. Nimeni you. Nu poate fi împotriva ta. Let your dreams and visions rise up. Lasă ca visurile și viziunile tale you să se ridice. Poți să faci toate lucrurile you prin Hristos. Set the captives free. Poți să eliberezi chains can be broken off people. Lanțurile să fie rupte. This land is rising up to see Jesus. Acest pământ se ridică ca să-l vadă pe Iisus. This land is rising up to see Jesus. Acest pământ se ridică să-l vadă pe Iisus. The blind eyes are being opened. Orbii pur și simplu sunt o să vadă. The Pharisees and the Sadducees. Farisei și saducheii. They mocked Jesus. L-au batjocorit pe Iisus. They said, "Who are you?" Ei au spus, cine ești tu? We know the book. Noi știm cartea. We know what it says. Știm ce zice în ea. Who are you? Cine ești tu? Carpenter son? Ești ceva fiu de tâmplar? Do you think you can come here and show us what to do? Tu crezi că poți să vii aici să ne arăți la noi ce să faci? And they brought him to a cliff. Și l-au dus la o margine de stâncă. And they were going to throw him off the cliff. Și aveau de gând să-l arunce de pe stâncă jos. And I said, Jesus, just walk straight through. Și Iisus a spus, Biblia spune că Iisus a trecut printre ei. The lion in you will never retreat. Leul din tine niciodată nu va da înapoi. You can walk through every situation. Poți să umbli prin orice situație. You can accomplish anything in life. Poți să faci orice lucru în viața ta. Because Jesus has put it here in you. Pentru că Iisus a pus asta în tine. He's put those dreams in you. A pus aceste visuri în tine. He's put this nation in you to go after. A pus acest vis în tine ca să mergi după această națiune, după națiunea ta. He's given you everything to accomplish. Și ți-a dat totul și ai totul ca să poți să împlinești acest lucru. He's put everything inside you. Totul este înăuntrul tău, este totul ca în așa măsură încât să poți să împlinești acest lucru. Every answer that you ever need. Orice răspuns de care ai avea vreodată nevoie. To any problem. To orice problemă. He's put it in here. El a pus-o aici. He's given it to you. El ți-a dat-o ție. He's given you the finances. El ți-a dat finanțele. Finances. The windows of heaven are open over this place. Finanțe. Ferestrele cerului sunt deschise peste acest loc. There's a financial outpour about to happen. Această curgere a finanțelor este pe măsură să se întâmple în acest loc. God is not bankrupt. El nu este lefter. He's not affected by the stock exchange. Pe el nu-l afectează economia. He doesn't get involved in the highs and lows of Wall Street. El nu este implicat și nu are nimic în cursurile de pe Wall Street din America. He made everything. El a făcut toate lucrurile. He made the money. El a făcut banii. He made the gold. El a făcut aurul. Buildings. Clădirile. He made it all. El a făcut toate. God is going to pour out into you in a new way. Dumnezeu va turna în voi într-un mod nou. He's going to show you your identity. Îți va arăta identitatea ta. Who you are. Cine ești tu? Not what you've been told by the enemy. Nu ceea ce ți s-a spus de către inamic. He is showing it even right now. Îți arată chiar acum. That he is with you. Că el este cu tine. That he loves you. Că el te iubește. That he's here for you. Că el este aici pentru tine. He wants to achieve things through you. El vrea să împliniți lucrurile, să împlinească lucruri prin tine. And it starts tonight. Și începe de acum seara. It starts tonight. Începe de acum seara. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Mulțumim Iisuse. Thank you Jesus. Mulțumesc Iisuse. Thank you Jesus. Mulțumesc Iisuse.